Bungă, 4-2, autorul golului Bungă, minutul 86. Cea mai mare pasiune a suporterilor era când jucam cu Dinamo. Atunci erau anti-Dinamo și vă dați seama ce înjurături, ce strigături erau aici, fantastic, nu? Și primul meci care, după atâția ani, am jucat cu Dinamo aici, i-am bătut 3-1, deci au fost amintiri extraordinare. Meciurile cu Dinamo, adversarul nostru secular, ca să spun așa în ghilimele, aducea întotdeauna public, nu pentru că voia să-i vadă pe Dinamo, venea să-i vadă cum îi batem noi pe Dinamo, pentru că noi, Poli Timișoara, am fost totdeauna o adversare a echipei Dinamo, o adversare care prin Dinamo înțelegeam sistemul. Sistemul pe care Dinamo îl reprezenta din plin, sistemul Ministerul de Interne, echipa generalilor, echipa forță a țării care își impunea prezența și rezultatele peste tot. În fața noastră capotau de obicei. Noi avem un palmares pozitiv în meciurile cu Dinamo, indiferent ce valoare avea Dinamo, că avea valoare atunci. Avea un jucător bun, avea antrenori buni. Timișoara, prin publicul său, a fost ostil întotdeauna în sinea ei, în sinea lăuntrică, a fost ostilă sistemului. Și nu putea fi exprimat prin altceva decât prin sport. În sport ne-am permis să fim ostili. Nu puteam fi ostili nici în cultură, nici în economie, nici în politică, nimic. Dar prin sport ne-am permis să-i batem. Au fost meciuri de mare angajament și de mare luptă cu Dinamo aici. Meciuri care s-au lăsat cu arestări, cu bătăi. Am fost eu însumi victima acestei adversități într-un meci cu Dinamo aici, când am câștigat cu 2-1. Antrenorul echipei adverse, cunoscutul în ghilimele, neapărat ghilimele, Lucescu, m-a amenințat că, fiindcă l-am bătut, am câștigat meciul, după meci, pe tunelul de alături, ai câștigat, m-ai bătut, te retrogradezi. Asta era forța pe care ei o aveau. Puteau să promoveze pe cine voiau, din Liga a doua în Liga a întâi, puteau să retrogradeze din Liga a întâi în Liga a doua, tot pe cine voiau.